Piața auto în 2023. Cred că este un subiect de interes pentru voi, cei care ne urmăriți piața auto din România și cum vor evolua prețurile în perioada următoare. Aș vrea să ne lăsați în comentarii cei care urmează să vă cumpărați o mașină în perioada următoare sau cei care v-ați cumpărat de curând, care sunt impresiile voastre despre mașina pe care o folosiți, dar și despre evoluția prețurilor în ultima perioadă, atât la mașinile noi, cât și la cele second hand. Și în ultimul rând, dacă nu v-ați abonat deja la canal, vă așteptăm să o faceți. Nu uitați și de like și share pentru a susține canalul. O să începem cu o știre din Business Review, care ne spune că Vânzările de autovehicule electrice au accelerat în ultima perioadă și că se estimează până în 2027 că acestea vor întrece vânzările de autovehicule convenționale, cele cu motoare termice. Această creștere a vânzărilor se va întâmpla mai devreme din punctul de vedere al analiștilor. Același lucru îl vom vedea și în Statele Unite, dar și în China până în 2032. Adică se vor vinde mai multe mașini electrice decât mașinile convenționale cu motoare termice. Am văzut și anumite măsuri ale Comisiei Europene care vor să interzică producerea de mașini convenționale până în 2035. Rămâne de văzut dacă acest termen se va respecta. Din punctul meu de vedere, este destul de, de strâns, nu este ușor de implementat. Aș vrea să văd în comentarii și părerea voastră despre acest subiect și dacă aveți o mașină electrică, care sunt impresiile voastre și dacă problema de autonomia a bateriei este o problemă reală. Pentru că tot am vorbit de mașini electrice, aș vrea să ne uităm pe poate cea mai cunoscută marcă din această zonă, modelele Tesla și prețurile actuale de pe site-ul lor. De altfel, astăzi, la momentul filmării, tocmai s-a anunțat din partea companiei o reducere destul de importantă a prețurilor. Ei fiind motivați de scăderea vânzărilor și au ales să facă o reducere de prețuri în detrimentul, să spunem, unui promovor de, de marketing, pentru că în ultimele luni pare că vânzările au scăzut, scăzut destul de mult și au ales să ia această măsură care a strânit destul de multe comentarii. În ceea ce privește, de exemplu, Model 3, care este cel mai cunoscut, cel mai vândut model din gama Tesla, prețul acestuia a fost redus pentru modelul de bază în jur de 3000 de dolari. Dar ne uităm și pe piața de second hand pentru că vedem niște anunțuri de pe Autovit pentru model 3 de la Tesla. Prețul de, de vânzare second-hand este destul de apropiat de prețul modelului nou. E o anomalie în piața auto, pe care am mai văzut-o și la alte modele, la alte branduri, am mai abordat-o și în episoade anterioare, tocmai pentru că timpii de așteptare pentru modelele noi sunt destul de mari, atunci această zonă de second-hand a fost impulsionată și prețul a crescut destul de mult. Cred eu că în perioada următoare se vor rezolva și acești timp de așteptare, iar piața auto pentru modele noi va reveni la un oarecare normal. Tot în zona de mașini electrice, ne uităm și la modelul autohton Dacia Spring. Tot de pe site-ul oficial am luat acest print screen. Prețul pentru o mașină nouă este de 22.000 800, ceea ce înseamnă cu discountul de rap la plus ar ajunge la 12.800. În același timp, ne uităm și pe piața second-hand, anunțuri pe Autovit pentru modele la mâna a doua, prețuri de 16.400 sau 15.900, deci mai mari decât prețul unui autoturism nou. Problema pare să fie aceeași. Timpii de așteptare pentru. Un model nou care se apropie de un an de zile. Pentru cei care ne urmăresc și au modele electrice, aș vrea să ne împărtășească cum este experiența lor. Dacă este profitabil din punct de vedere al costurilor să achiziționezi o mașină electrică, știm avantajele: impozit zero, parcări gratuite, cel puțin în București. Nu există nici revizii pentru că nu se fac schimburi de ulei. Pe de altă parte, dezavantajele ar fi rețeaua de încărcare, care poate nu face față la fluxul de mașini noi care apar pe, pe piață, dar și costul energiei, care în curând este posibil să fie transmis către utilizatorii de mașini electrice și să nu mai găsim aceste stații gratuite de încărcare prin oraș. Iar dacă prețul încărcării va crește destul de mult este posibil să depășească pe cel al benzinei sau motorinei. Pentru că tot am vorbit de marca autohtonă, ne uităm și pe celelalte modele din, din acest brand. Vedem un print screen cu prețurile actuale luate de pe site-ul oficial al Dacia, modelele care sunt acum în gamă. Vedem față de anii trecuți niște creșteri la prețul de, de listă destul de important, din punctul meu de vedere, cel puțin la cele mai uh, cunoscute, cele mai cumpărate, cred eu, modelul Logan sau modelul Duster. Prețurile față de acum 3-4 ani sunt destul de mari, au crescut semnificativ. Pe de altă parte, vedem și piața de second-hand. Am ales aici modelul Logan, care este, cred eu, cel mai uh, vândut de ei. Prețurile pe, pe piața de de second hand sunt la același nivel sau chiar mai mari decât prețul unei mașini noi. Modele din 2022, într adevăr, maxim un an vechime, dar cu 16.000 sau 32.000 de kilometri, se vând la 13.000-14.000 de euro, în condițiile care prețul de nou este de 13.950. Aș vrea să văd și părerea voastră în comentarii despre cum vedeți evoluția prețurilor din piața auto și dacă credeți că va continua acest decalaj de livrări și diferența aceasta dintre mașina nouă și mașina second hand, cum credeți că va fi în 2023. Și o să închei episodul de astăzi cu un alt model care se fabrică la noi, modelul Ford Puma. Aici am ales să facem o comparație între prețurile din prezent, pe care le vedem în partea de sus a ecranului, pentru diferite configurații ale modelului Puma, și prețurile din septembrie 2020. Am găsit acest catalog de prețuri de la sfârșitul anului 2020, deci în urmă cu 2 ani de zile. Dacă ne uităm pe modelul Puma Titanium, prețul de listă atunci. Cel mai ieftin model era 20.800, în prezent este 23.800 preț de plecare. Mai departe, Titanium X, la fel, vedem o diferență aproximativ de 3.000 de euro, preț mai mare în prezent decât în 2020, la fel și pe modelele ST-Line. Dacă ne uităm la Este line X, în 2020 24.100, în prezent aproape 27 de mii. Prețurile au crescut, este evident. Nu știu câți dintre cei care ne urmăresc că ar cumpăra un model Puma dotat în gama aceasta premium spre 27 de mii, și dacă există în această gamă de preț modele mai atractive, mai spațioase sau dacă ar alege unul dintre voi să achiziționeze în această sumă un model second-hand dar mai bine dotat Aștept pările voastre în comentarii. Ne revedem în episodul următor pe curând.